a fost procesul de la ședinței anulare. Cine este pentru? Abținere. Abținere. Abținere, domnul Casa. Da. Și sunt patru colegi consilieri care visez. Domnul Teorebani, domnul Mureșan, doamna Savo, care are cerere motivată, și doamna doctor Gheță. Bun. Acum o să supun la vot în voirea celor patru colegi absenți. Teorebani, Mureșan, Mureșan Marius, Savo, Andreea și Gheță, Iulia, care lipsesc din motive personale. Cine este pentru motivarea absențelor? Mulțumesc. Dau cuvântul domnului secretar, doamnei viceprimar, scuze, pentru a citi proiectul ordinii de zi. Proiectul ordinii de zi. Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al serviciului cantina de ajutor special prezintă doamna Caraba Rocico. 2. Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea planului de urbanism zonal în conștiințare plantație, construire și dotare anexe agricole pentru procesare și depozitare fructe, amenajare bazei de apă, sferizire proprietate municipiului Ghela, prezintă domnul Morar Vasilean. 3. Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea planului de urbanism zonal pentru schimbare dintre zone industriale, dintre zonă mixtă, servicii, spațiile, sport, cazare, recuperare în municipiul Ghela, strada Tiberiului 20, prezintă domnul Morar Vasilean. 4. Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea organizării municipiului Ghela al jurnalului Haino, destinat în perioada 23-24-2019, prezintă domnul Patrașu. Mulțumesc. Supun la vot referat proiectul ordinii de zi în formula în care este prezentată. Cine este pentru? Abțineri? Împotriviri? În unanimitate. Sau? Am o întrebare aici. Vă rog, domnul. Cu de două săptămâni am fost aici, în această sală, cu mulți cetățeni, locuitori al străzilor afectate și al viitoarelor străzi care vor fi date lucru, care au cerut la, într-o ședință extraordinară să fie adus aici în fața Consiliului Local această problemă și problemele pe care cred ei că ar trebui discutate cât de curând. Întreb oare de ce nu a fost folosită această ședință pentru acest punct sau de ce nu s-a convocat o ședință extraordinară? Vă pot răspunde punctual, înainte vă răspunde domnul Moran, mulțumesc. Pentru o asemenea ședință extraordinară este nevoie de un proiect de hotărâre care în momentul de față nu există, din câte știu eu, pe această temă și trebuie supus pentru o ședință extraordinară de către executiv, care executiv în acest moment este în concediu. Nu două persoane executive. Asta este regulamentul în acest moment. Dar oricum o să discutăm mai divers, pentru că există aici reprezentanți și o să discutăm de la problema. Deci... Și vreau să fac o completare, domnul consilier. Dacă ne referim la o ședință extraordinară, trebuie să luăm și hotărâri. Iar dacă doriți o ședință informală, este total altceva. Înțeleg și știu și cunosc așa. Este ideea de a aduce la ședința Consiliului Local problemele respective și tot, după care, funcție de lucru, se va lua și deciziile respective. Vă mulțumesc pentru precizare. Vreau să precizez în continuare că față de acest aspect, cei din executiv sunt acum în concediu. Cei care, firmele care și-au asumat să lucreze, acum chiar nu putem să ne plângem, lucrează. Doar că lucrând, trec anumite etape și anumite case rămân cu semnul întrebării sau stres, cum rămâne cu apa pluvială, cum rămâne cu izolat, hidroizolat, cum rămâne cu parte. Deci e foarte important ca acest punct să fie discutat de către Consiliul și consilierii să cunoască faptul. Domnul Costau, la finalul ședinței, este aici prezent și domnul Morar, sunt aici reprezentanți ai opiniei publice, văd trei reprezentanți. Cu siguranță vom discuta, așa am spus, la finalul ședinței discutat în două puncte. Domnul Băgăcea și la vot, dar la finalul ședinței. Mulțumesc! Am supus la vot unanimitate proiectul de zi, dau cuvântul doamnei Caraba Rocico pentru a citi punctul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului cantina de ajutor social.
Hotărăște. Articolul 1. Se aprobă regulamentul de organizare și funcționare a serviciului cantina de ajutor social conform anexei numărul 1. Anexa numărul 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2. Cuducere la îndeplinirea prezentei hotărâri se intervințează autoritatea executivă și direcția de asistență socială. Mulțumesc, colaborările comisiilor. Comisia Economică. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Comisia de Învățământ, Cultură. Aviz favorabil. Supun întrebări de discuție dacă există pe această temă. Dacă nu, supun la vot cine este pentru. Împotrivă. Abține. Mulțumesc. Dau cuvântul domnului Mărar Vasile pentru punctul 2. Articolul 1 se aprobă în amplă și regulament pe stadiul care îi materie pentru închisare, salvare, construire și dotare anexe agricole pentru procesare și depozitare fructe, amenajare bazin de apă, presiune, completate în municipiul la stat al Lucii fără număr, conform proiectului introdus de către firma Ardisfers, serialist din Florești, coordonatorul 1, proiect arhitect Luca Dacian Filipan, beneficiar firma Traffic Suite din Comuna Mărăstăriei. Articolul 2. Durata de validitate a documentației de urbanism cu este de 5 ani de la data aprobării. Articolul 3. Conducerea de primire a prezentării și prezentarea la autoritatea executivă prin direcția de urbanism și amenajarea teritoriului. Mulțumesc, colegele de comisiilor. Comisia Economică. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Comisia de Învățământ, Cultură. Aviz favorabil. Întrebări, discuții dacă există pe această temă. Dacă nu supun la vot, cine este pentru? Abțineri? Împotrivit? Mulțumesc. Dau cuvântul domnului Mărar Vasile pentru punctul 3. Articolul 1. Se aprobă plan de urbanism zonal și regulamentul lucrat în urbanism la feret, schimbare unități teritoriale de referință, zonă industrială, unitatea teritorială de referință, zonă mixtă, servicii, spații, agrement, sport, cazare, recuperare, municipiul de la strada Sibetului nr. 20, conform proiectului intromit de către firma Linie Punct din Cluj-Napoca. Coordonatorul 1. Arhitect Corina Ideana Moldova, beneficiară 10 produse ceramice SRD. Sucelul municipiului de la strada Sibetului nr. 20. Articolul 2. Durata de validitate a documentației de urbanism. Puzi este de 5 ani de la data aprobării. Articolul 3. Cucerea de creia pe totul și creția de autoritate executivă prin direcția de urbanism și amenajarea teritoriului. Mulțumesc. Colaboratele comisiilor. Comisia Economică. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Comisia de Învățământ, Cultură. Aviz favorabil. Întrebări, discuții dacă există pe această temă. Dacă nu, supun la vot, cine este pentru? Abține. Împotrivit. Mulțumesc. Punctul 4. Dau cuvântul domnului Farcani Bușoan. Articolul 1. Se aprobă organizarea municipiului la evenimentul High Mountains Festival în perioada 24 august 2019. Partenerul oficial în organizarea evenimentului se numărea Pierla, Consiliul Local al Municipiului Pierla și Asociația Fortin, prin reprezentant al Caioan Aștei. Articolul 3. Menirea de sășurei de evenimentul municipiul Pierla acordă cu titlul gratuit spațiul de suprafață de 5.000 de metri pătrați situat în Băienița Haibărăște, teren de fotbal comun de pe dealul Cărămirelii. Articolul 4. Municipiul Pierla va asigura faza și ordinea publică și cheltuielile necesare pentru stabilizarea perimetrului, transportul și montarea bună a un număr de 5 căsuțe de lei. Articolul 5. Asociația Fortin va asigura transportul, montajul și demontajul demontatul standardul necesar de sfârșitul evenimentului, asigurându-se de obținerea tuturor avizelor necesare, asigurarea vizării produse la alimentare sau băuturilor, prezența interpreților de muzică, precum și altor invitați ce vor organiza diferite activități de divertisment, sens în care se vor ocupa de organizarea în condiții de securitate a publicului, a spațiului necesar activităților. În mod similar, asociația va asigura dotarea evenimentului cu energie electrică prin generatoare de curent electric la care vor asigura contenanță pe perioada evenimentului, scena necesară de desfășurările acestea, sume și lumini, asistență tehnică de specialitate pe durata celor două zile, precum și promovarea evenimentului, distribuirea de flyere, afișe, spoturi, video, machete de presă, etc. Articolul 6. Între municipiul Pierla și Asociația Fortin se va încheia un proiectul în care vor fi stipulate principalele drepturi și responsabilități, astfel cum au fost identificate în articolele de mai sus.
se împuternicește primarul municipiului Chela să semneze protocolul care va fi încheiat între municipiul Chela și Asociația Fortin. Articolul 7, cu zice la îndeplinirea prezentă, se încredințează la rolul special al primarului, Asociația Fortin și instituțiile subordonate. Față de materialul pe care l-ați primit, este o modificare prin vorba de 5 cățuțe de lemn, nu de 3 cum era inițial, că pot solicita 5 ca mulțumesc, corect, de la Comisia Economică. Aviz favorabil. Comisia de Juridică. Aviz favorabil. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Comisia de Pătământ Cultură. Aviz favorabil. Întrebări de stup, dacă există. Dacă există aici reprezentant, aș vrea să pe scurt să ne prezinte programul pregătit. Eu sunt unul dintre reprezentanții acestui eveniment. În acest moment, dar s-a spus și aici, în principiu doresc o reuniune, gen cum face Domnul Maghiari, întâlniri tinerești, care să participe în întreaga comunitate, cu muzică, cu divertisment, în primul rând pentru socializare și pentru cunoaștere și pentru interacțiune. Asta este în primul rând scopul acestor evenimente. Mai multe, îmi pare foarte rău că nu am invitat și fetele să spun direct de acest proiect, să vă dea detalii, de obicei până înainte cu o săptămână de evenimentul de televiziune. Da, este deja, dar este pe Facebook, apare. Tot evenimentul am. De obicei, o săptămână apare și pe Facebook tot evenimentul și tot programul. Ai vrea că ai până mi-a mie nu mi-a dat ca să vă citesc exact, da. Da, și primul tot tot evenimentul de la Fortin, de acest echipă, această echipă de tine, este în scop caritabil. Toate evenimentele sunt în scop caritabil. În special. În ultimul an, copii au cumpărat aparatură medicală pentru o că au făcut mai multe ajută. Cum? Da, pentru spital. Și pentru da, pentru cabine și pentru spital. Aici. În principiu pentru asta să te venim. Dacă mai aveți întrebări. Mulțumesc. Și să fie, mulțumim. Dacă nu spuneam cine este pe care... Abținere, împotrivit. Suntem la diverse, înainte de a da cuvântul reprezentanților opiniei publice, dau cuvântul domnului secretar pentru a citi un convocator pentru domnul Roman, pentru ședința... Este vorba de convocatorul Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Somme și Sat. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc în data de 6 septembrie 2019, ora 11, la sediul companiei. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi următoarea. Prezentarea raportului asupra activității Consiliului de Administrație pe semestrul 1 anului 2019. Acum am obișnuit întotdeauna, trebuie să mandatăm pe vot pe domnul reprezentantul nostru pentru a vota acest raport. Noi nu-l cunoaștem, poate dânsul va intra în posesia raportului și... Provenie, provenie. Ok. Deci atunci și eu vă rog să votăm. Bun, cine este pentru? Deci fără acest acord nu poate să participe domnul Roman. Împotrivă, abține, mulțumesc. Exact așa cum de fapt am anunțat la începutul ședinței, avem printre noi pe Părintele Băgăcean și pe două secunde, da, și pe reprezentanții opinii publice de pe nu știu ce străzi. Nu suntem reprezentanți semate, doamne, suntem păgubiții de acolo, vrei să vă aducem de amintiri de străzi, pe tot. Că pe mai departe... Atunci, vă dau cuvântul să vă prezentați, răspuneți... Da, răspunem acolo, vorba, pentru că... Da, răspunem acolo, de ce este vorba. Vorba lui domnul Cruci, acolo, am făcut două ședințe, întâlniri informale. Cu partea de executiv, cu partea de sistematizare, așa cu constructor, au fost două discuții, s-au făcut două minute, care probabil că pe undeva s-o pune, am luat mine aia, nu știu pe unde, pe la dumneavoastră. Dar n-are importanță. Asta ultimă, ca să spun, pe data de 7.08, așa, după ce s-au discutat multe probleme, așa am niște semnături de domnului constructor, domnului primar și așa mai departe, este următoarea chestiune. Pe data de 21, noi am solicitat, nu eu sau domnul Lore sau domnul Moschi. Au fost acel 35-40, nu le credeți că pe dânsii.
Dânșii sunt reprezentanții noștri. Noi suntem o minoritate care noi să aducem de amenitatea chestiunii. Pe data de 21, domnul primar a fost foarte de acord să se facă o ședință extraordinară a Consiliului, cu chemarea celor două părți implicate în acest cataclism care se întâmplă deocamdată pe Avenească și pe Alexandrie. Tovarășul Pop Virgil, așa numesc acest om, nu știu cine este, marele filozof acolo în istorie, care a făcut dezastrul ăsta. Asta e una. Și a doua treabă să vină și domnul proiectant, care, conform atribuțiilor de serviciu, poate modifica soluția la sugestia celor care i-au dat-o prima dată. Și în apelea rând să vină și domnul specialist în probleme de izolație acolo, să vadă ce iasă cu acest mastic super formidabil. Și consilieri. Și bineînțeles, ședința extraordinară să fie convocată, cum a spus altă pregătită, nicio problemă, și discutăm cu stimații domnul consilier, pe care i-a fost și tot respectul pentru dânsii, ca să vedem cum se rezolvă problema. Așa nu poate să rămână, pentru că minuturile sunt formidabile. Noi ne-am informat aici unii pe alții, am căzut de acord asupra o probleme, multe comisii, comisioare, inclusiv astăzi, vom avea două persoane de specialitate și au spus, domnule, ce cu dezastrul ăsta? Că nu se poate așa. Chiar așa s-a întâmplat. Și pare foarte că domnul primar știe de situație, nu trebuia să ne părăsească, că nu sunt ne reprezintă peste tot. Dacă au plecat, tot respectul pentru dânsul, dar nu e o atitudine cu respectul. Îmi pare foarte foarte posibil. Puteți? Nu interesează. Lăsați-l sub mai departe, dați-l voie. Deci, cu asta am terminat. Ce vreau? Acum să știți, domnii consilieri, aici au hotărât o zi, din 21, 22, 23, 27, nu mai mult de săptămâna viitoare până de altă săptămână. Că timpul trece, lucrurile nu se teme și vine iarna. Cine vine pe această zonă la iarna să circule? Știți câte accidente s-au întâmplat de când se face porcăria asta? 14 accidente, cu rupturi de nas, de coste, de cap și așa mai departe. Probabil că o să vină aia cu, știu eu, cu, de la instituția medicală, pe care de străbubiri. Nu știu de la ce direcție. Îmi cer scuze, nu vă jucați cu o situație periculoasă. Noi discutam aici și s-o dus în contorna cu demolatul. Dă-i pe Ștefan, ce mai rău făcut-o. Țândăr, nu vine că repreanță, că nu știu, că devine mai mulți astăzi, dar n-am știut, numai din întâmplare am auzit astăzi de ședința de Consiliu. S-o dus pe papirul alea, foarte frumos să făcută. Mi-a rost decât din toate pe Armenească. Și acum vine acolo individii și lucră acolo pe Armenească. Nu a fost acuzat cu material, material de ultimă calitate. Nu știu dacă atunci când acest Pop Virgil s-a gândit să facă mizeria asta, o văzută, o mostră din acest material pietros, cum arată. L-a văzut proiectantul. Îmi cer scuze că Consiliul Local, respectăm, sigur că sunt reprezentanții noștri, s-a știut ce se aprobă. Din punct de vedere tehnic și să nu uităm că, în asemenea lucru, factorul principal e factorul uman, omul. L-a luat cineva în considerare pe om. Este o zonă unde trăiesc mulți pensionari, bătrâni, bolnavi. Eu nu pot să umble toată ziua bună ziua. Pentru că atâta, vă rog frumos acum să ne spuneți o hotărâre ziua în care faci o ședință extraordinară, ca să putem să vedem toți care sunt acolo implicați. Nu numai, nu sunt cei reprezentanți, sunt cei vecini de acolo. Care îmi se pare că am unit acum, așa am înjurit. Nu, dar ați dat două să vă citate. Avem câte de situația creată de acele și de trebuie să stabilim o dată anume ca să știm. Deci pe data din 21 nu puteau să vină datorită faptul că eu am plecat în concediu. Deci ultima dată de când am... Deci când am fost ultima dată chiar la Comisia Monumentelor, la care am avut deci deschidere din partea lui domnul Pol Virgil și am zis că aș realizați la vremea respectivă cu o nouă plan și cu o propunere să poate rediscuta în comisie, că era spus de doleanța cetățenilor care era la momentul respectiv. Vor o fâșie de asfalt pe trotuarele care permit, deci care au lățimea suficient de lată, o fâșie pentru care să poată circula cu cărucioare, cu biciclete, cu mai rog. Și am discutat și am zis, da, dar să veniți cu o propunere concretă, ca să o putem supune spre discuție comisie. Că nu vă trăia și numai publicul, publicul este reprezentantul comisiei, dar acolo există o comisie care analizează. Acum, discuția deci, care urmează să se poarte și dacă se stabilește o ședință de Consiliu, atunci toți factorii implicați în care e proiectant, e expert, verificatorul, inclusiv publicul, să vină și să stabilească aici. Sigur că nu știu dacă o să poată o ședință, că e propune, dar pe urmă, după aceea, se vor discuta și se vor lua soluțiile ca atare. Vă înțelegem? Și să nu credeți că noi, Consiliul Local, aprobăm doar să fie aprobat.
Am discutat N variabile și N situații. Aici și cu domnul Murar și cu cei din aparatul de specialitate, care înțeleg despre ce discutăm. Și de foarte multe ori, concluzia tuturor a fost aceeași, că trebuie încă o dată discutat și încă o dată, dar până nu se întâlnesc toate părțile, este imposibil să punem cap la cap toate informațiile, să schimbăm ceva. În acest moment, când spuneți domnul Morar, până în 21, toată lumea este în concediu, din păcate, este luna concediilor, nu depinde de noi, Consiliul, cu siguranță la următorul Consiliu, dacă vom avea și o hotărâre, un proiect de hotărâre, pentru că fără proiect de hotărâre nu putem să aprobăm absolut nimic cu Consiliu. Pașii legali ăștia sunt. O hotărâre de Consiliu, care trebuie propusă de executiv, în momentul în care vom avea o asemenea situație, vom discuta și vom aproba exact ce este în hotărârea de Consiliu. Să nu vă imaginați că nu înțelegem și nu suntem alături de dumneavoastră. Păi noi de aceea trebuie să facem o ședință, să vedem ce se hotărăște cu noi, acolo, că vin iarna și acolo suntem... Vă înțelegem perfect. Și suntem exact în asemenea dumneavoastră și exact așa cum dumneavoastră sunteți mulțumiți, inclusiv noi o fiind locat și primăria este de multe ori mulțumită de calitatea lucrării și a materialelor. De ritmul de lucrări. Să nu vă imaginați că nu au discuții, ci din primărie cu firma M. Eu cred că trebuie să prin Mingela, nu face din orașul ăsta o mizerie, dar vă facem o mizerie din orașul. Deci nu a dus să facem un lucru bun și a dus la standarde europene, exact așa cum sunt toate mari orașe din Europa. Pe care sunt piatră cubică și toate merg pe acest tren. Cred că piatră nu... Da, doamne, nu se circulă, ăsta e drumul a doua Mingela, dacă se închidă pentru un accident drumul ăsta. Toată circulația va circula pe Armeleasca. Și noi nu suntem de acord, nici nu suntem de acord cu multe văd. Tocmai ce am spus. Am discutat în N situații și în N de N oricum cu firma și reprezentanța legală a firmelor. Da, domnule. Și trebuia să vă spun. Da. Cine e beneficiarul lucrării? Municipalitatea. Municipul, da. Deci toți suntem. Toți, absolut toți, fără excepție, da. Noi nu putem să-i obligăm pe acești oameni să renunțe la porcăria asta și să facă ce spunem noi? Nu. De ce? Pentru că există un proiect. Un contract. Nu mă interesează proiectul, dacă cine a fost anulat, poate fi, de cine a fost aflat, poate fi anulat. Dar stați o secundă. Când se pun acum niște concluzii care nu sunt corespunzătoare. Și concluzii trebuie să spunem noi. Deci... De ce trebuie să vină și ei de știință de acolo care au aprobat și au venit cu soluție și poate... Și dumneavoastră în bifință poate iluzie, că așa poate ați aflat să-ți fie bine, dar uitați-vă ce au ieșit. Că noi, dați voi, noi pe data de 3 mai am primit la dumneavoastră o înștiințare de pe Armenească și de pe stățele de acolo, prin care atunci, în faza incipientă, când după o lună și jumătate s-au pavlat numai 42 de metri pătrați. De atunci discutăm în continuu. Și de atunci, în luna mai, prima întâlnire am avut-o informal, așa, data de 23, deci a trecut mai, a trecut iunie, a trecut 3 luni de zile, nimic pauză. Dar mai să vă spun, după data de 14 iunie până pe 14 august, nu a fost niciun om care să facă un bolovan. Gândiți-vă că a fost o perioadă interminabilă de lucruri ploi, în care totul lucrurile au fost auzit, pe vremea când eram ceva mai în tânăr, așa, când se construia ce se construia, dom'le, se făceau niște acoperitori frumoase și unde lucra omul, îl acoperea de ploaie. Nu râdeți! Nu râdeți! Dacă vrea să se facă și cineva interesat, bine, dar nu dă cu poveste. O vine comis, o vine TXIC, o vine, nu știu care, vine șantier, o vine asistență tehnică, o vine, știi Dumnezeu cât s-o vine. Tot o văzut, o constatat, că nu-i bine, că nu știu ce, s-o lași, s-o dus, s-o suită, mă ajută, nu-i acela proșie cea că bine stai. O ajută deja cu situl lor și, Doamne, fie să nu se întâmple ceva. Este o întâmplat, mă rog, mare, mașina a intrat în canalul ăla care e acolo. Prașa, nu te-a dus afară. Care intră, chiar dacă sunt cu mașinile interzici. Mașinile n-am ce căutat. Ați avut un semn? Ați avut un semn de căutate? Domnule, ați avut un semn de căutate? Nu e. Eu am fost de căutate. Este o foară trață așa de atât. Este... Ce rugăminte am apunit de la Bobezeasă, nu puteți să-ți de Consiliul de astăzi pe normal, pentru că e chestie de mult de discutat.
Hotărâți-vă la urgent ca acest o ședință extraordinară să vină factorii implicații să o dăm la toată chestiunea asta. Că dacă nu, ne supărăm noi de tot, vă spun. Deci în momentul în care domnul Murar va avea aprobarea tuturor factorilor implicați, veți fi contactat cu și ce vă mai spun ceva, să nu mai vorbesc, că nu are rost. Este un președinte de Consiliul Județean, la care subordine este ăsta din monumentele astea istorice. Nu poate zice să-l trimită pe ăsta aici, la Dej, la Gherla, nici nu poate. Unu. După aceea este prefect care respectat cu guvernul în județ. Nu putem face un cercat la prefectul? Când el e guvernul în județ? Spune, mă, copile, mâine, e duci acolo, rezolvă problema. Poate te pe PSC să -ți. Vreți televiziune, vezi, radio, vezi, eu. Ce să mai zic? Alte treburi. O să vină oamenii să vă spună, nu eu vă spun. Eu m-am săturat că sunt poziția cea mai proastă. La mine a început prima dată demorarea și sunt în toată casă, în fața casei mele, a fost minunea secolului. Și m-am săturat. Nu numai că și de ținut, și de ce acuma este o budă și are n-o pădut de acolo și așteptă un cerdește. Dar vă rog frumos acolo. Și noi suntem să fim budă pe această problemă de și atunci ce să facem? Împreună să ne unim să nu mai lăsăm să mare cataclismul ăsta în continuare. Asta să o facă cum o face, să facă niște trotuare educate asfaltate, cu ocul pe carosat de bolovanii, deja când treci o bicicletă sare afară, numai să vede să vedeți, pe trotuar, unul e așa, unul e așa, unul e așa, unul e așa. Bă, banii sunt pierde, că prindei copii, bă, nu mai zic. Și asta, pe cum a zis aici domnul consilier, că e temă de astăzi, două săptămâni. Ce facem cu apa de ploaie care vine pe acoperișul? Unde merge la fundația caselor? Mai știe cineva că în zonele istorice nu-i voie să se întâmplă cu utilaje grele, să facă lucrările manual. Știe cineva? Sancționați, nu am uitat în contractul ăla, acolo trebuie stipulate niște chestii și la proiectante de scris acolo. Dirigentele de șantier și cu asistența tehnică, acolo dispoziție de șantier spune mâna acolo să constată că nu-i bine, uite, așa se face, așa se face, așa se face. Beneficiar, proiectăm și executăm. Dacă nu se fac lucrurile astea, nu vă jos pe dumneavoastră. Tot respectul pentru partea tehnică, primărie, consiliu, dar haideți să-i oprim o dată pe ăștia. Că toată ideea o face o cocină. Nu știu de ce, nu știu cine e în spatele acesteia, tot îmi spun acolo povești că pe sănătate, pe mâncă, pe mâncă, nu-mi interesa, eu cu ei locuiesc în Gherla, prea vreța respectiv. Eu vreau să fie bun și util și să pot să fie exploatat de mine în condiții normale. Asta vreau. Că-s banii noștri, nu-s banii lor, sunt banii noștri, din care bine trăiesc, din care mulți. O întrebare am, dacă domnul a zis că nu se poate anula proiectul. Dacă dreptarea la cașă îți cumprești și e făcut prost, merge el înainte? Sau îl anulezi? Din păcate, dacă nu merg, suntem obligați să-l respectăm. Da, și se merge prost înainte, nu? Dar eu nu asta spun. Eu am să vă spun cum a fost. Eu am vrut să vă spun că de acest proiect s-a discutat de un an și jumătate în continuu. Au fost invitat la Casa de Cultură, dumneavoastră n-ați fost, nu v-am văzut acolo. Păi dacă știa mergea, dar nu ne-a informat nimeni, dar a spus ce la domnul pe data trecută. Cum poți să vină de aici de la finanțe, de la birou, taxe și impozite, o fluturaș acolo și mă face pe mine inculpat așa și a zice, până în data de somație, de sau nu știu mai ce. Puteau să vină, Franciu Bușel, că sunteți spune acolo amatori, să vină cu bilețe, să pune, măi mule, da, să pună cu tine poștale, data de la ora de, este o ședință, nu știu ce, în dezbatere publică, cu cutare privind, cutare, cutare, cutare. Nu voi interne și pe nu știu ce consumă, nu ne-ați internet și sunt oameni bătând, dar nu se pricep la internet. Noi personal am fost pe stradă acolo și am spus, hai dați. A spus, apoi, dar te-ai descris acolo toată lumea la casă, mi-a sfârșit tare mai lucru. Și asta a fost și intenția noastră de a discuta. Vreau să-ți spus acolo, cu legata de la ora, te ne întâlnim acolo pentru ca să discutăm cu tovarășul Corp. Vă lăsați și oameni să vorbesc. Vă lasă acum, așa. Și am avut intenționat am chemat atunci oamenii pentru a discuta această problemă. Era domnul Povergel care eu personal l-am întrebat și a zis e singura variantă care mi se poate aproba datorită faptului că e centru istoric. Da. Și mi-a prezentat acolo modul de utilizare, mi-a prezentat cum în alte orașe, mi-a prezentat și faptul că se intenționează ca să nu mai fie atâta circulație de mașini, să fie mai multă liniște. Era posibilitatea să nu fiți de acord cu piața asta. Era posibilitatea, noi nu suntem de acord. Era posibilitatea de a fi de acord, era să nu aprobă proiectul. Păi bine, nu sunt asta. Era, da, nu, da, da. Așa trebuia. Așa trebuia. De o grămadă de ani. Domnul Roman, dacă se mai zică tot, nu evacuezi. Deci, vă rog, era normal să se repete, să nu mai bine era așa cum o vor decât acum. Deci dacă o făceam așa cum asfalt, era gata de ajut. Păi, și care? Noi am putea să respectăm un proiect. Nu putem noi să aprobăm altceva decât ilegal. Domnul Roman, doamna, zi-mi ați dat-i voi numai, ce te-ai zis că nu mai răspundeam? Vă dau doi, dar vreau frumos, suntem reștiințați.
Păi nu m-a civilizat, nu știu să vorbesc de civilizat. Îmi pare foarte rău, că vorbesc puțin mai tare, asta altceva. Poate să mă aud de ce afară, dar lasă aspectul. Domnul Roman, ați trecut acum acolo pe stradă să vedeți acolo? Astăzi, acolo. Ați trecut? Da. Vă plac acolo grupurile acele de frate și dunga aceea, deci ai plin acolo cu mersul de la biciclete, mașini și așa. Când plouă, unde merea apa de pe drum? Merea și vine pe trotuar și de pe trotuar unde merea? La plinația de casă. Nu asta să vină să plouă. Asta există proiectant, există toți care să întreabă. Păi tocmai asta, să vină și să ne dea soluția care a fost în capul așa, că vă garantez că nici proiectantul, nici modelul, nu o să vină în ghela, vezi cu rure după ce ai cu forța și se duce. Vezi cu rure, veți-am văzut că în continuare ce ne se desfășoară. Dar domnul Roman, noi nici nu știm că normal, dar trebuie pe capătul străzii, aici la Consiliu, să fie pus un apis și o programare, domnule, lucrarea asta să face cu tare, așa să face, să detruiește, să nu știu ce, proiectant, acolo jos, proiectant, tac, tac, să știm și noi ceva, dar nu știm nimic. Dar nu au fost afișate. Spune-o pe domnul. Hai, lasă-mi pe domnul. Unde, dar nu? Auzi, ce nu au fost afișat, vă spună, că în început lucrarea în 99 mate de distrugere și-a apărut afișul pe stâmp acolo lângă Nicalești, acolo exact după ședința din data de 7, acum mai de 2 săptămâni. Acum am dat o săptămâni, nu spune asta, exact vis-a-mi cum e acolo, șantieră lucru. Dar acolo cât e șantieră locul, trebuie să fie acolo. Deci sunt niște aspecte, că se aducă așa, și dacă nu se amendează, să știți că nici nu auziți, nu vă supărați, am vrut să intru și eu la discuție, dar văd că nu vreau să intru, pentru că această stradă, cum zice domnul, armenească, este strada cea mai supunată și de viitor pe trotuar și pe... Dacă mergi pe trotuar, eu mă duc în fiecare zi cu doi copii la școală și mă întorc și uitați așa de duciul de caci. Nu mai discutăm de topuri. Nu poți merge în mana bilas sau în spatele, ferească Dumnezeu. Și cum a spus domnul, pe drum nu se poate. Strada Crișan e stricată toată. Strada Muzeului Gaiticazul, o regulă. Unde să circulăm? Pe principală. E singura care poate circula. Cine a proiectat această stradă? Păi un nebun. Un nebun. Doamne, Viera, jumătate din Viera, venie pe strada noastră. Este cea mai circulată. Într-o zi am să stau pe în vacanță, să știu cât trec pe strada aceea. Și uitați ce am făcut un oraș și o stradă am nenorocit-o. Nu știu după ce ne-am am fost în excursie în Viena. Voi stăm cu colega mea în piața San Pedro, într-adevăr. Numai cu cubic, dar este excepțional lucrată. Acest cubic, ca și un colț, și am întrebat pe un maestru, la domnul de car, și-o zis că pe trotuar, zice, ce puneți printre cubicul ăsta? Zice, pune-l zmonă. Așa mi-a zis. Sau nisip, sau ce faceți? Că zic, nu, pe noi ne împiedicăm. Ce facem? Și are rezultate din aprilie, din martie, din 29 martie, și-am făcut câțiva metri. Când putea să terminăm, noi nu o să mergem spre modernism, ne dau și înapoi cu sutilianți. Ne-a opinci, doamnă, lăsa. E opinci, nu mai poți circula, sincer. Trebuie să uiți așa de la autocară până în centru, uitați așa ne ducem. Doamnă, nu am înțeles. Luați măsuri, primăria. Am înțeles, domnul frumos. Nu am frumos. Cine nu circulă, nu interesează pe partea asta de stradă. Întâmplător că tot circulă. Și culmea, aia dar bai, că zice, pus pe Crișan, e mizerabilă, în gazetate, o strică și pe aia. Noi să știți și cum suntem de la Vai și Amar, școală nu, spital nu, casă de cultură nu, nimic nu avem, absolut nimic n-a făcut. Cei mai slab primar de 30 de ani, de câți ani de aluție, 40, n-am avut un om gospodar. Nu știu, peste un an s-a prin alegerile, pe cuvântul meu, nu știu cine, suntem aici coșeni, nici vă cunosc pe cât, mai pe 2-3. Nu știu ce primar, dacă nu ne pui nici acum un primar gospodar, vai și amate noi. Uitați-vă la Dej, că e mare nu știu câte, minierul nu știu câte legislații, Becdana nu știu câte, totul ce legislații. Noi dăm 5 ani schimbă în primare și fiecare poți nimic, absolut nimic. Și e mai frumoasă strada Mintiului, Romană, Ciorlie, decât orașul principal. Și cu asta am încheiat, așa e vocea, vă rog, nu mă spădeți, ăsta mi-e. Dar ați deviat de la subiect? N-am deviat, pentru că s-a făcut acolo.
întâmplător, această poveste deja e deviată și dacă... Nu se face nimic. Masmele vor avea această poveste cu romii, nu cred că o să o facă cinste. Și sunt oameni ca și noi, toți de la romii. Nu era vorba despre asta. Vorba de meseria. De meseria și am vorbit el. De meseria și am vorbit el. Ce să vorbesc? Dacă să zic că români? Doamna Lăcani, eu m-am înțeles perfect. M-ați înțeles cam greu și rău. Eu cred că am înțeles. Am vrut să mai vin când m-a invitat domnul de Berminească la ședință și la liberă. Că și atât am să vin. Dacă mai există pe această temă vreo preintervenție, dacă nu, domnul Morar, cu siguranță vă va convoca. Să simți ce și noi reprezentăm situația. Eu cred că avem reprezentanța aici în Bifla, care ar putea face ceva, că ei ne reprezintă. Și proiectul ăsta trebuie să oprească unii, să mergem mai departe, e jaf în decorat. Deocamdată suntem în termen, atâta timp suntem în termen și nu trebuie să facem absolut nimica. Firma este în termen de execuție, nu și-a depășit cu o zi termenul de execuție. Trebuie să înțelegeți, pentru că și noi suntem la sentimentul voastră. În momentul în care am aprobat piatra publică, am aprobat-o știindă niște specialiști. E cea mai proastă piatră. Eu vă înțeleg, dar noi am mers pe expertiza unor specialiști în domeniu. Noi nu avem de unde să știm că acea piatră publică va corespunde nevoilor noastre și că nu va fi exact ceea ce dorim. Eu vă înțeleg. Haideți să vă ajut. Cu drag. Acești experți, super experți de care ziceți dumneavoastră, îi cunoaște cineva din cei care sunt aici? La momentul respectiv, în momentul respectiv. Nu. Acum, dacă pe o persoană care este aici, îl cunoaște pe X, Y, mari specialiști care vin cu această soluție formidabilă. Sunt convinsă că domnul Murat știe pe toți și majoritatea dintre colegii cunosc cei puțin și care nu trebuie. În afară de club, Virgil mai este altul pe care specialist în domnul Murat poate răspunde punctual acest punct. Dar există un domn Popa, edificator, deci... Am auzit de la. Ați auzit de la. Numarul, tec numarul. Bucureștean. Nu, e din Cluj. Din Cluj? Da. Să vină și-l atunci. Să vină și-l atunci, dar nu să fac drumuri. O să vină și o să spună astăzi că, deci, calitatea lucrărilor este foarte slabă. Deci, de aici au pornit toate nemulțumirile. Dacă... Acel executant începea și executa și semnaliza și făcea lucrarea, astăzi aceste probleme nu erau. Așa, cu soluția asta care e propusă. Și soluția asta propusă a fost, deci inițial, s-a mers și cu soluția de asfalt pe trotuar. Și cei de la comisie au respins soluția respectivă. Și avizul care l-am dat la timpul respectiv l-a dat cu piatră publică, datorită faptului, deci acum ne repetăm. Nu mă se spune. Acum, știți ce? Mai sunt încă acolo niște porțiuni din strada armenească care sunt corespunzătoare. Deci la intersecția Alexandrie și Coaia, înspre centru, cum se vine acolo spre centru, acolo sunt cele două trotuare. L-a văzut cineva cam cum sunt acele trotuare de bine făcute și ce material bun băgat ele și câtă longevitate o să aibă ale în exploatare? Pun următoarea întrebare. Aceste monumente istorice, probabil că acum lumea, am înțeles, că evoluează de când mergem înainte. S-a fost pe mai perfecționate, mai bun, mai bun, nu știu mai ce. Din ceea ce apare la fața locului este o involuție a societății datorită unor indivizi care nu cred că spământie, trec până alte locuri acolo, și nu, și cine ne permite sau ce text de lege, sau nu știu dacă este, poate știe comisia juridică sau cea să spună, unde scrie un lucru bun, bine făcut, executat, testat, valabil, bun, se strică voie.
și se înlocuiește cu altceva care nu știm ce este, pentru că ni s-a spus la început că zona respectivă este o zonă experimentală pilot. Și ce înseamnă experimental pilot? Spusă de un tovarăș, un inginer de acolo. Deci experimentăm și să fie și pilot. Așa? Și să credem și o ieșită. Eu executat, eu trimis de acolo. Foarte bine că o trimis pe aia. Și atunci, tusul cu cheltuie, oare câte ori cineva era domnul Volea la prima și a spus, a făcut cineva un bilanț economic să vadă cât ar fi costat modernizarea asta, că prima dată cu numai reabilitare, că diferența între modernizare și reabilitare, ca cel de pământ, acum începe modernizare, pe două dracului de acum modernizare, adică de la ceva bun, mă duc într-o mizerie formidabilă cu preț de pozitiv. O calcula cineva, un metru patrat de bolovan de ăștia, de ultima categorie. Și o să vă spun și de ce spun lucrurile astea. Cât costă față de un metru pătrat, așa sau 10 de asfalt? Cât costă? Că era odată o discuție, lasă, domnule, că pune bolovanii ăștia și nu avem treabă 100 de ani. Păi mie nu mă trebuie să au 100 de ani. Dar venirea aia după noi și o spune ce-o făcut dobitoși aceia, că nu s-o stai să facă un bun lucru bun pentru noi. Să uitați cineva. Și v-am calculat eu. Cam 35% din cât s-o investit acum în acești bolovani, se putea asfalta Alexandrii și toată armeniască. Dacă nu Comisia Economică să facă calcul, să spune că nu e așa. Deci asta este rugămintea noastră. Ce se întâmplă? Că este o zonă cu pânză freatică la suprafață. O știută ăștia cu bolovanii ce se întâmplă la pânza freatică la suprafață. Dar că mergem de aici până la nivelul somnului, suntem la același nivel. Aia n-am lucrurile de știință, aia proiectantul. Păi, ce povestesc aici o jumătate de oră? Ăla care a fost cu ideea, proiectantul, toți care au fost specialiști și au făcut cățelul de minute și constatări undeva băgate în ceva dosare, să vină să discutăm acel albă negru. Și onoratul Consiliului să fie de față și nu s-o să hotărască, că de fapt dânsii conduc orașul, nu dumneavoastră sau nu știu cine. Dânsii, dar să reage de cu noi. Și de ce să plătim banii în plus pe lucru inutil? Ce se întâmplă cu apa care vine pe acoperiș când plouă? Unde merge apa? Că vreau să-mi distrugă la noi cu toată fundația făcută de bătrânia de 100 de ani, că nu au fost proști. O știu de ce fac acolo protecție împotriva apei. Toată apa intră între bolovani și se duce la fundația de casă. Dacă se întâmplă ceva accident cu o casă, să mișcă ceva, venim la domnul primar sau dumneavoastră, domnul primar din cauza de tramele s-a rămas zidul ăsta. Se duce, duce și o fă. Fă-ți proiect. De ce să fac eu? Mi-a stăcat pe o casă mea. Și este ce aspecte sunt. De asta cu factorul uman nu pot lua în consider în acest proiect. Și pleacă factorul uman. Pleacă trebuie să avem grijă de oameni, că ei muncesc, ei ne plătesc și ei ne plătesc cine și cine. Și de noi trebuie să asculte tu. Tu nu ai ne ascultat. De asta insistăm. Ne-am gândit în primul rând la binele cetățeanului. Ca drumul să nu mai fie plin de gropi, să fie o stradă modernă și bună și performantă, fără să luăm în calcul, noi nu suntem experți, nici unul din această masă în construcții sau în drumuri și poduri, că se va ajunge aici. Dar nu pot atât mai interpret, pentru că atunci acea dealul să fie constructiv. Totuși trebuie să se spămâni, domnule, hai să-mi dea persoane și că poate mai trăiesc cu oamenii așa, că nu băgăm în seamă și poate mai știu ceva din experiență, poate dă o soluție mai bună. Dacă venea și discutam, era de 1000 de ori mai bună situație decât e acum. Asta vă spun eu. Știe cineva că în zona aceea pe râpă, după dedesubt, acolo, până la 2 metri jumate, sunt niște canale și niște tempuri pe acolo care se duc nu știu pe unde. Nicăria. Dar unde se duc acele? Și au fost situații în care la colț acolo, că a fost infundată canalizarea, care ADP-ul a zis că nu i-a luat, apa de sus a zis că nu i-a luat și noi ne-am inundat acolo și s-a dărâmat și s-a făcut o... Acum, iară, s-a despințat. Și a apărut o goară, o goară de 2 km și un amânt o vie cu autobuzul și s-a mai arătat încă 2 metri pata de groapă. Chiar le-a intersecție acolo. Vine și-a pus balatul la revedere. Uitați-vă aspecte de probleme. Musai să vină ăștia și nu mai vreau să mai căpăm, să ne spune pe ce dată facem o ședință cu domnii consilieri extraordinară și să vină ăștia toți, de la A la Z, și domnul Morari, și să se aducă pe toți aici, și apă stăm de vorbă. Exact, și domnului, nu vă putem promite, odată pentru că am mințit, până nu ni se dă acordul și domnul Morari are legătura cu tot și să ne spune ziua, ora, clipa și nu când cei care răspunde acest proiect vor fi aici, noi nu putem spune că mâine sau peste o săptămână, că am mințit. În momentul în care domnul Morar va avea toate datele, vă promitem să vedem că veți fi anunțat și să veniți la o ședință de consiliu. La un lucru mai serios. Și noi glumăm pentru că noi discutăm de 3 luni deja în ședințe continuu de rezilierea contractului cu această firmă. Nu reziliere. Și pentru ceea ce este în execuție nu se reziliază. Pentru ce urmează în contract nu mă interesează. Nu toți să reziliem și nu. De la capăt să facem de calitate.
Bun. Asta după ce revizați contractul, aduceți proiectul care să fie prins și îmbunătățirea pe care au distrus-o ei. Că dacă faceți acum la reziliare, 4 ani de zile vă garantez nu se mai lucrează nimica. Și 4 ani ce facem acolo? Cântăm la vioară? Dar și proiectul ăsta a fost de 5 ani. Nu, pe zi bine. Și atunci, nu s-a aprobat, nici ce s-a aprobat acum. De acum s-a aprobat în aici. Trebuie discutat mai mult și să vă răspund ceva. Dumneavoastră, dați-mi voie. Ca și beneficiar, dumneavoastră să țineți cu banii, da? L-ați plătit pe COVID și pentru ideea lui. L-ați plătit pe proiectant. Tot proiectul l-ați plătit. Dacă l-ați plătit tot proiectul, zero. Aia nu mai fac nimic. Dacă i-ați sedat un 20% cu zic o fea de arbo, pe proiectul, mergem și vedem care e situația, dacă put e pățit, dacă nu se rupilă. Mă las de 20%. Așa, dacă i-a dat toți banii, pune lumea dumneavoastră. Și rămânem la 5. Nu știu în contractul cu ei ce a stipulat acolo la mențiune acolo. Că dacă nu știu ce, nu știu cum așa. Da, vedeți? În momentul ăsta nici o legere, în favoarea nimănui, din păcate. Auziți, până la urmă, legea se poate să se atocă la nivelul respectiv. Că nimeni nu va zice, auziți, nimeni nu va zice că faci un lucru bun, un lucru nu-i rău. Dar un lucru bun să zici să faci un rău cu 100 de locuri prea de cost mai mari, acolo deja ai cam probleme. Și poate că altul se lumea spune cam pe unde se gândesc așa să apelează la ajutoare. Nu știu mai mult decât atâta. Da, să ne dau mai să termine și așa. Spune, mai sâmba sau nu? Că nu mai sâmba. Păi ia ce nu vine la lucru. Două luni zile de 14 iunie până 14 august, să nu vine o mașină cu bolovan și una cu cimet. S-o luat aia de acolo de la Reghin, s-o pus acolo cu domnule, nu mai lucrăm că nu sunt bani. Nu mă trebuie mai venit. Și noi suntem în mizeria asta. Nu se poate. Eu zic că cât de repede, ce că sunt la sentimentul și capurești și tot, cât de urgent a fost să vă făcăm această și să știm un lucru. Că dacă amânăm domnul numărul până ce poate nu poate să rămânească pe putare, nu știu mai bine, după ce se forța, sunt o banii de astea care când e nevoie, te aduce puțin așa mai de subțuar, dacă e nevoie. Că răspuns în fața oamenilor pentru cataclismul ăsta. Păi cum nu-ți mai sunteți? Păi ia secretarii de Consiliul Județean, v-am spus, este doar la șutișe. Spuneți-mi la el, mătișe, mă trimite în lătura, face că se va te ajută. Nu face tișe? Nu cred. Nu cred. Dar tu de ce sunt tișe acolo? Un aspect. E acolo ăla, prefectul, ăla nu știu cine e. Ăla nu face ca și guvernatul la zonele respective să-i pune lucrul acesta. Tu de mai acolo și tot, bă, problema la mine, bă, că sunt ditori de foame. Tu să fie așa mai de cinci coloane să-ți aprovizioneze. Dar și câte nume? Din păcate. Vă mulțumim, o să vă anunțăm. Neapărat să ne anunțăm și nu amânați problema, că totul trebuie să se îngeasă drumul. Nu se face să mai amânăm de astfel, mă, de care... Nu vă puteți imagina cât am discutat la modul real pe această poveste... Din 3 mai, de la povestea pe tapetul dumneavoastră, din 3 mai, de la să fie mai, iunie, iulie, august, septembrie, 5 luni. Și mai este încă septembrie și octombrie de lucrat. Deci anul gata cu cum urmă 40 de minute zile, de-aș cu rure. Fanul îi dorge fac dacă ți-a zis. Și nu-i bine. Nu-i bine și să știți că nu-i bine. Vă spune, nu-i bine ca și să povestim. Luați-o problema, poate se rog apelat la organie și de acolo și aduceți atât să dea esan în fapt. Dar nu să schimbe soluția. Aia, unica soluție, să o schimbe. Vă mulțumim oricum pentru... Și vă mulțumesc că ne-ați ascultat puțin, am vorbit puțin mai tare ca să suntem obișnuit, dar nu un rău intenționat. Domnul Chițel a fost și primar la Deși, și are schi foarte de interes. Da, dacă din punctul meu de vedere, tonul discuției să rămână de... Păi tot același. Semnata, doamnă, știi ce? Nu m-a gestul, dar apare că nu era vorba din gură. Eu când eram pe zonă administrativ, nu cu ajutorul, mergeam acolo. Vineau oamenii cu plăci, nu mai zic mai multe detalii, că nu ajut să vă plictisem. Vineau acolo, iată, mă, mi-i pute mă, din păstăt, dar să începem. Hai să mergem, că anunța, domne, pute ce vrea de păstate, să vedem care este vorba, ce putem să facem și așa mai departe. Le spuneam, dar așa... Și se făcea un lucru bun și de bază. Dar așa că vă spun ceva, vino să zic pe ceva calculat, că dacă ați proiectat-o, fă la fața locului să vadă care e situația. Nu! Nu a fost! Aduceți-l în mașe să ducă de bărbucă sau de cea, să arăt acolo ce proiectul a făcut schematicul de el. Să vadă cât e de față, până acolo când plouă, unde duce apa? Vă duce cu gărata la el în grădină? Nici nu a fost până în gherla. Și nici nu mai vom vorba de nici vești părure. Rămâne noi așa cu dumneavoastră să ne întâlnim. Nu mai zic nimic. Mulțumesc! Am urmărit ședințele, dar nu a trecut, am înțeles, s-a făcut mai repede, că după imastră de-a spunea de delegație.
luna aceasta, iarăși mai repede. Am depus la timp o documentație, e vorba de inițiativa cetățenească Vrea un liceu de cinste și luare pentru orașul meu. La nivelul comunității Gătene există această problemă de mai bine 30 de ani pentru ridicarea unei școli noi la liceul Adevădescu. Însă, în contextul istoric, interesele unora, indiferența altora, n-a fost posibil această acțiune care, desigur, trebuia să fie o prioritate. Dacă privim în jurul nostru, societatea noastră în ce hal a ajuns, dacă am fi sincer și trebuie să fiu sincer cu noi, educația ar fi o șansă încă pentru această nație. Dacă nu investim în educație, forma cea mai înaltă de lucrare, modelarea, formarea caracterului, atunci suntem pierduți. Cu durere trebuie să spun, cu mare durere în suflet, pentru că văd așa o, din partea administrației locale, mi-e jenă să spun ca orice ca preot, o indiferență, o sfidare, o nepăsare. Nu se poate, domnilor consilier, avem o șansă prin gal, o sumă de bani de 1.600.000 de euro direcționați spre ridicarea unei școli. Așa spune proiectul. Și noi încă să mai stăm pe gânduri. Credem că vom face iarăși o campanie electorală din banii galului ca să mai păcălim un oraș întreg care a ajuns într-un hal fără de hal, așa cum spun cetățenii. Suntem de râsul lumii. Am ajuns într-un hal fără de hal. Eu nu mă mir că doamna învățătoare, normal, cu tonul de dască specific, dar nu se mai poate. Există o limită în orice. Noi, biserica, a fost întrebarea inspirată să ce face biserica cu comunitatea gherleană, pentru comunitate. Am vrut inițiativa aceasta, avem peste 1.500 de semnături pe care nimeni nu ne bagă seamă. Domnilor, mi-au stat, pe cine reprezentați? Pe cine reprezentați? Domnilor Costel, nu noi v-am ales? Nu interesul comunității trebuie să primeze? O școală pentru un oraș ca acesta, frații Maghia ne-au dat o lecție. Ne-au și foarte bine. Iar noi stăm iarăși plecați din partea unor oameni, iertați-i cuvântul, slab de îngeri, care nu pot mai mult, nu vor mai mult, nu știu mai mult. Dar aici suntem totuși oameni care încă mai gândim, care încă mai simțim și care ne pasă de situații de viitorul copiilor noștri. Stăm într-o școală cu condiții inumane, de atâția zeci de ani, plătiți chirie. Nu v-ați gândit până acum, avem șansa aceasta și nu o folosiți? Pentru că așa dictează un baron sau cineva? Dar să-i creăm dictatură, să spuneți cumva. Vă promitem aici, domnilor consilieri, că Biserica Ortodoxă, care este majoritară, va avea un reprezentant serios în viitorul legislativ. Și chiar viitorul primar va fi ales cu sprijinul comunității ortodoxe majoritare. Nu vom mai fi umiliți de nimeni și de nimic. A fost prea mulți ani bajocoriți, marginalizați și nesocotiți. Nu veni să vă cer și ceva. Și cu inițiativa aceea cu antene, v-ați speriat, ați dat așa prelungire pe 10 ani pentru antene suspediate. Nu era fireți, domnul consilier, ca oameni responsabili, să nu iertați, vă spun ca om. Votez 4 ani când e mandatul meu cu posibilitatea de prelungire. Dar aici cineva a fost puns cu ceva de a fost interesul lui 10 ani direct. Iar acum când v-am cerut un lucru, fraților, spune Organizația Mondială a Sănătății, provoacă boli, are efect asupra sănătății. Îți spune domnul primar, ce nu vreau ca să întreagă din salari, să despăgubesc firmele pentru că am votat așa ceva. Adică dumneavoastră nu vă gândiți că acolo sunt 2.000 de semnături, 2.000 de cetățeni care v-au cerut să fie protejați, ei și copiii lor? Deci, domnilor consilieri, de ce vorbim? Unde suntem? Este jenant, este umilitor, eu ca preot,
au și alte lucrurile priorități. Ne implicăm viața comunității, dar nu se poate să fiți chiar așa indiferenți. Că am cerut domnilor, mutați antene la distanță minimă, nu lângă școală, grădiniță, biserică, instituții, pentru că afectează sănătatea. O spun specialiștii. Sigur că unii din organismele, că am zis deja primăria și a făcut timp repede, să ceară de la Direcția Sănătate Publică. Noi știm în ce stat trăim. A văzut domnilor care mi-a spus o posibil că România are legi foarte bune și cum se respectă legea România. Vedeți cine hotărăște România? Ce clanul mafiot e conduc țara aceasta? Și ce clan am ajuns cu toții? Că ne vor copii și tine sub ochii noștri? Din cauza pertinenței și diferenței unora? Că pune slujile politicianiste le punem în funcție nu valorile și competențele în statul român. Și am ajuns de râsul Europei și al lumii întregi. Domnilor consilieri, treziți-vă că nu-i prea târziu. V-am cerut lucruri firești, nu veni cu absurdități. Nu vă cer imposibil. Dar e momentul să ascultați glasul cetății, care este glasul Dumnezeu. Dacă nu, nu vă simțiți în putere, retrageți-vă. Dar considerați că vă depășesc situațiile, există și demnitate. Venim aici cu semnături, venim cu inițiative. Eu, ca preot, alerg pentru bine comunității. Am copilul său la grădiniță, nu lângă grădinița, lângă biserica mea, pentru că acolo este antena pusă acolo deasupra. Am cerut mutanțele la o distanță minimă, domnilor. Nu am cerut să-i scoateți la Nicul, pe la Niclot. O distanță, nu ca să nu afecteze direct. Am avut o dezbatere publică, prevede legislația. Câți ați venit în ea voastră, care reprezentați comunitatea noastră, să vedeți că a primat din București o renumită profesor ca universitar, medic, avocat, specialiști, câți ați venit să vedeți o părere a unor specialiști? V-a interesat? A văzut că nu v-a păsat. Afară de 1, 2, 3. Nu vă supărați. Dumneavoastră, pe cine slujiți? În slujba cum sunteți? Pe noi, eu cred că încă ne mai reprezentați. Nu doar firmele și alte interese ale unor asariatului. Vă rog din suflet, treziți-vă în ceasul al 12. Am venit odată de două, de trei ori cu gândurile cele mai curate și mai bune. Dar acum o să venim cu cetățenii. Au fost numai trei. Data viitoare să crescă 300, să nu capim aici. Nu va veni țără, dar vreți să vă trezim. Nu se poate, să nu credeți că unii mai ceartă pe vorurile superioare bisericești să mă intimideze. Eu frica mâna de Dumnezeu și de conștiința mea sunt. N-am interese personale, nu urmă scopul personal. Vreau binele comunității și al tuturor. Că scumpuri, că stigari, că sunt oameni. Dar nimeni nu-și bate joc de viața, de sănătatea și de viitorul nostru și al copiilor noștri. Deci, vă rog, solicităm în regim de urgență formarea unei comisii, doamna președintă, cu reprezentanți din fiecare partid, cu reprezentanți societății civile și parohiile inițiatoare, care să stabilim împreună o dezbatere publică, așa cum prevede legislația, la Casa de Cultură, invitați cetățenii și să apară pe următoarea ședință de Consiliu Local, să apară pe ordinea de zi această problemă dată într-o direcție sau într-alta. Nu mai încercați unii să credeți că banii galului o să folosească unii pentru campanie electorală. Să nu creadă nimeni. Am aterizat acolo din greșeală în Consiliul Director. Nu știu, a fost o prejurare spre disperarea unora. Dar nu să-și facă cineva speranțe că vor fi folosiți pentru altceva. Deci vor fi folosiți pentru ceea ce trebuie. Și dacă scrie acolo, sub aceasta, pentru costuri de școală, nu mai plătim la alții chirii de atâția zeci de ani. Ne apucăm de treabă. Niciodată n-am avut disponibilă această sumă. Este o șansă istorică. Dumneavoastră aveți o șansă să scriți o pagină în istoria acestui oraș cu această școală. Dar dacă ascultați numai de unii baroni sau de unii grof ca pe vremuri, care vă dictează ce să spuneți, ce să faceți, ce să votați, atunci să ne iertați. Ne retragem și ne vom pune cu alți reprezentanți care să apere interesele comunității noastre. Dar nu vom mai sta în genunchi umiliți să cercim drepturile care se cuvin comunității noastre și viitorul tinerilor copiilor noștri. Deci vă rugăm din suflet, RADP-ul este o problemă. Atât am încercat să aflu în ce fel.
Așa de secretizate sunt documentele aici că nu mi se dă, deci parcă este, nu știu, este un ordine undeva. Parcă este pe destat, domnilor. Merg pe la CFR, nu se poate, nu-i tăbula, nu-i înregistrat. De aceea eu consider că dumneavoastră aveți o altă autoritate, încă ne mai reprezentați, eu încă sper că ne mai reprezentați și să găsim o soluție viabilă, o soluție clară pentru rezolvarea acestei probleme. Nu mai suport amânare. Eu am treabă pe domnul primar, nu mai rău că nu este aici, că eu am venit cu speranța că este prezent. La treabă pe domnul primar, este concediu? Da. Nici măcar nu se gândește pentru liceoane pătesc. Nici măcar nu își pune problema să facă liceoane pătesc. Eu mi-am făcut crucea, am crezut că la opinie, am crezut că am probleme. Nu se poate, domnilor. Adică, până la urmă, nu decideți unii soarta tuturor. Sau pentru voturile fraților catolici v-ați vândut unii cu toții? E diferent, că-s catolici ortodoși. Pentru votul nimănui. Există demnitate și există cuvânt. Și există caracter. Și există o limită în orice. De aceea vă rog acum și aici, trebuie să stabilim o comisie din suflet, o comisie de reprezentanți, ca să nu crezi că vreți să mergem la un partid sau la altul. Este proiectul comunității. Vă invităm pe toți, vă rugăm pe toți să participați, să vă implicați. Și societatea civilă, care să știți, vedeți mai nou, și toată țara, când deja poporul se ridică, românii își iau țara înapoi, își vor lua și orașul înapoi, și mai mult își vor lua la tot. E vremea să trezească. Și trebuie valorile să revină la locurile lor. Am înțeles, perfect. Pozitia dumneavoastră. Vă mulțumesc, doamna președintă. Permiteți-mi și mie să am două intervenții sau să... Cu tot respectul. Cu tot respectul cuvenit, părinte. Înainte de a cumva de a ne acuza pe cei prezenți la această masă că nu vrem, gândiți-vă că înainte de orice, înainte de orice, suntem parte a societății civile. Noi, cei nouă ce considerăm la această masă, în timp ce poate unii nu doresc să se implice activ și să apară în față, să claseze bolovani, noi ne-am rupt din tot ceea ce înseamnă timpul nostru personal și suntem aici să rezolvăm, în măsura legii, orice problemă care apare. O să vă rog insistent, din respectul cuvenit pe care îl avem față de dumneavoastră și inițiativele noastre, și respectul pe care dorim același respect. Măcar nu ne acuzați că nu vrem sau că suntem parte a unor lucruri. Unii de aici mi-au arătat pe față, sfidat, indiferent, să ne-au tratat de omenește. Da? Deși am cu niște rugăminți firești, ca orice cetățean, n-am cu pretenții. Prima rugăminte asta e dacă... Deci îmi cer scuze, dacă cineva se ține direct, dar unii de aici de față au întors spatele când am solicitat în mod direct ca cetățean, nu ca om cu pretenții care vedeți la comunități. Eu, ca cetățean, sunt aici. Parte, în primul rând, nu mă opricuți, nu mă opricuți, domnul Ocrean, două secunde. Deci, în primul rând, noi suntem, în primul rând, partea societății civile. Suntem de această masă, cred că tot în unanimitate, de acord să construim școală și să facem doar bine pentru oraș, pentru așa în jurul toți, indiferent de culoarea politică care ne-a pus astăzi această masă. Din păcate, există legi, exact așa cum a spus, care nu determin nici nouă, nici dumneavoastră să facem mai mult decât putem să facem în acest moment. Școala pentru Consiliul Local și pentru Primărie, cred că este una dintre discuțiile, cel puțin de când sunt eu consilier de 6 ani, de 7 ani, nu cred că a existat poate ședință de Consiliu care să nu se aducă în discuție povestea liceului Ana Ipotescu și a construcției unei școli. Toți cei de această masă sunt convinsă că ar semna și sunt de acord, nu au semnat aceste liste de adeziune și sunt de acord cu construcția unei școli. Nu se pune problema să nu dorim acest lucru. Nu se pune problema să nu fim parte a acestui proiect. Nu se pune problema să nu dorim. Din păcate, încă suntem atregați la mijloc picioare de anumite aspecte tehnice pe care nu le putem rezolva și una dintre aspectele tehnice este pământul. Pământul care ne lipsește în acest moment pentru construcție efectivă. În momentul în care o să avem, am discutat povestea ADP-ului, domnul Oprea aici de față, inclusiv plan și cu detalii tehnice legate de suprafață de pământ a adus în conședință de Consiliu. El, situația, am discutat și pe această temă. Din păcate, în acest moment, suntem într-un pas în care nu știu cum să mergem. Doamne președinte,
Asta e stat republică și trebuie să fie ca urmă. Hai să facem, să fie cetățenii. Nu poate să vă iertați. Am auzit că ADP-ul nu poate fi votat, că este foarte costisitor. Să mă iertați să trăzirea, dar nu fi acolo la vantoare ce tare științifică, să putem uita niște sere, trea cealaltă parte a orașului. Nicăieri în țară nu veți găsi ADP-ul inima orașului. Nicăieri în țară. Doar la Ghirai poți fi așa. Cu tot respectul pentru domnul ADP. Putem frumos, sunt sere, nu sunt laboratoare cu substanțe chimice radioactive să fie un pericol pentru comunitate, le putem frumos muta serele, pot să rămână birole, dar hai să găsim o situație, o soluție, pentru că suntem oameni, sunteți competenți, sunteți oameni responsabili și dacă avem idei bune, putem face lucruri frumoase. Corect, putem face lucruri foarte bune și cred că primul lucru bun pe care trebuie să-l facem, să începem să, pe toate planurile, să nu mai dăm cu minanții, ci să ne sprijinim cu minanții. Și atunci, de aici, dacă plecăm cu povestea, suntem cu, cred că, cu 7 pași înainte. Noi nu suntem dușmani societății civile, noi suntem parte a societății civile și suntem aici ca să facem cât putem. Cât putem noi. Și încercăm să facem cât mai mult și cât mai bine. Cu ce avem și cu cât avem și tarele rămase moștenire, încercăm să jonglăm și să facem cât putem noi. Vom participa la această dezbatere publică fiecare, probabil, din fiecare grup politic existent aici. O să vă anunțăm, să vedem... Dar rugămintea noastră este mult de față ca să lucrăm concret. Pentru că dacă și de 6 ani, mai trecem încă 6 ani și poate ne și pensionăm și nu reapăcăm. Haideți să rugăm de fiecare partid un reprezentant ca să pornim acțiunea, să demarăm măcar, să facem ceva. Că altfel ne putem întâlni tot, toată ziua și nu facem nimic. Ok. Afirmația ta că toată lumea, sau cel puțin noi, Consiliul, chiar dacă tot ce ne stăm putință, puțin sau mai mult, vreau să spun că în prezent și vreau să ne bucurăm deocamdată, susținem de paralel și inițiativa voastră, să vă aduc la cunoștință că am fost informați că proiectul privind modernizarea și construcția școlii generale numărul 1 a fost aprobat spre finanțare prin programul PNDL, astfel că urmează să primim o finanțare de 140 de miliarde de lei, ceea ce înseamnă, am urmat un câștig. Deci nu puteți să ne apăsați, chiar nu face lumina. Eu cu PNDL nu mă deranjez, cu vedere de situația prezentă, inițiativa aceasta, ala ECDS-ul, până acum au fost vorbe. E timpul să trece domnilor consilieri la parte. Asta e, nu am spus cu atingere. Marea Consiliului, dar nu puteți să apăsați chiar așa de ușor. Deci, am văzut inițiativa, doamna viceprimar, a fost o altă inițiativă de 2000 de semnători cu oameni și de orașul Ghirla, cu specialiști din București, din alte coli, specialiști de mână, de primă mână. Nu v-ați deranjat cineva să mă iertați ca primar, viceprimar, nici măcar o jumătate de oră să fiți prezenți, pentru că era interesul, o problemă să fie publică. Nu vorba de primar, viceprimar, reprezentați comunitatea. Deci, o reprezentare în partea dumneavoastră era bine venit, pentru că a întrebat în sală oamenii. Unde este primar? A fost să vedeam să se prezintă primăria. A fost dânsul personal, nu nepersonal. Nu are pe s-a prezintat ea. A fost dânsul. Nu a fost prezent. O să vă rog, dar nu mai este. Deci, haideți. Ideea este, hai să pornim cu ceva concret. Treci de la vorbe la fapt. Ceva concret, cum mai v-ați gândesc. Și mai mult decât asta, eu cred că trebuie într-adevăr susținută construcția unei școli, indiferent cum se va numi, pentru că în 20 de ani sau în 30 de ani, ce școală din Ghirla va fi funcțională și în standarde. Nici Petru Maior, pentru că și-a venit veche, nici generală, chiar cu reabilitare, nici grup școala tehnologică, toate sunt în această situație. În 20 de ani, Ghirla va fi petituș din punctul ăsta de vedere al școlii. Cu atât mai mult se necesită construcția unei clădiri în care să mutăm copiii. Susțin asta de 7 ani și să susțin cât o să trăiesc. Toți colegii de aici sunt în asentimentul nostru. Dar în momentul în care vom găsi pământul, pe lângă banii de la primărie și banii din altă parte, vă promit că... Doamna președintă, cum s-a găsit terenul pentru să se facă, la escape s-a făcut acolo, pentru că era vorba de un om politic care a procesionat pe o supra de teren pentru acel restaurant sau așa ceva. Așa, deci s-a găsit să se facă pentru, iertați-mă, pentru smul și pentru un spa de distracție pe strada programului lângă biserica noastră.
Și deci frații maghiari știu foarte bine. Ceva activități de recreativă, foarte mult frese. Unde se face asta? Acolo lângă... Așa, așa scrie, am spus. Ați avut ceva nevoastră? Dar nu de administrație, domnule viceprimar, e vorba de ceva activități de plinere, ceva, nu? Activități de plinere, ce e la mine? E funcțional, deci ca să fie case de cultură. Sunt foarte bune, sunt foarte bune, dar ne relaxăm după ce avem școală. Dacă deja va... Domnule, v-am spus că am primit o finanțare, asta e o chestie concretă pe care o să vă rog să o apreciați. Sigur, apreciez, sigur. Dar regați-mă, spitalul la Sinul până aproape să nu are. Acum avem un domnul care face minune acolo. Până n-am venit consiliu și v-a spus situația de sperat din spital, nu s-a mișcat nimica, că nu a venit să facă ceva. Haideți să rămânem în sigur, să rămânem la școală. Să la sigur, rămânem la școală, deci haideți să rămânem. Deci dacă s-a găsit termen pentru alte lucruri, care sigur au nevoile, fiecare nevoile ei, dar tot să găsească de școală. Este urgență, prioritate. O să dau să duci domnul meu, dar pentru că se mulțumesc. Vreau să anunț că deci în 2015 am depus inițiativa pentru construcții unei școli, s-a aprobat atunci un studiu de pretabilitate, s-a cumpărat de la doamna Margareta, pe țin minte, 1500 de metri pătrați acolo aseară. Este mai nevoie încă de cumpărarea pământului, ceea ce dă până în principală, după mine, dacă se găsește posibilitatea de finanțare și atunci putem să discutăm și de o școală. Dar în momentul de față am propus mutarea ATP-ului pe strada Cădății, rămâne un SRN acolo între schimbate în două și cumpărată parcela de plană, puteți cu chiar unde e școala de șobaj la Muntăreaș, până în capă se poate, se poate construi până în găsume și o formă de el, cu P plus 2, da? Asta la momentan trebuie niște bani, pentru că te-ai cumpărat pământul respectiv. Și doamna Macabea, nu înțeles că nu mai vrea să vândă din partea cealaltă. Acum, în momentul ăsta, suntem prinși. În toate porțile, poftim. Am în vedere subiectul ăsta, ce s-a întâmplat cu terenul de putut, poate nu vă acolo știți dumneavoastră, cu terenul social al Vărdății care, în care am discutat să mutăm adevărul. O intrat în proprietatea sau încă există litigiu? Încă există în cu lichidatorul postei farmici de mobilă. Nu, acolo am văzut în școală pe aceasta. Dar discuția a fost și atunci, în momentul în care se eliberează, să se muște ATP-ul pe acel teren da, și să construiască școală. Deci e vorba că e sala de sport la Necotescu, posibilitatea de exista, v-am spus, trebuie bani. Banii, deci trebuie cumpărat pământul. Cu doamna, acum a povestit, dacă a făcut ceva, să poate să vândă terenul dacă vrea să vândă, și atunci e mai ușor de construit. Și există și suprafață, că la fiecare trebuie să aibă de metri jumate de pământ. Pentru recreație, trebuie să fie la distanță. Multe, eu m-am interesat pentru faptul există în 2015 depus de mine, la primărie, la inițiativa, inclusiv ceva din lege, construia unui școli, dar dacă n-ai suprafața totală cât de trebuie, e vorba de perioada cu 700 și 34 de euro la mei. Da, dacă se poate și să se cumpere toată suprafața până. Așa cum s-a cumpărat liceul tehnologic și s-au găsit bani din bugetul local, domnul consilier, se poate găsi variante și pentru teren, pentru liceul anului. Este că doamna Macabea s-a dată mi-a hotărât să vândă. Deci de mers s-a făcut la fost discuții, dar auzi că acea dată nu vin. Au cumpărut o suprafață și la dată ne expiră ce? Formația de și bani. La părinte, biserica n-are cum să dumneze pentru școală. Chiar pentru că pentru ce vă spun, chiar în centrul orașului, nu puteți face așa ceva nici în afara orașului. Deci, domn părinte, se poate, noi am discutat aici, cum vă să revin. În mandatul trecut s-a discutat foarte serios cu privire la mutarea ATP-ului și s-a așteptat finalizarea cu un litigiu, rașcule. Se aștepta finalizarea unui litigiu unde este fabrica de mobilă, fosta fabrică de mobilă a penitenciarului. Există un litigiu pe rol, iar terenul respectiv urmează să vină în proprietatea orașului. S-a discutat și ideea era sub forma aceasta, că ADP-ul să fie mutat acolo, că aveți perfectă dreptate, ADP-ul nu are ce căuta în mijlocul orașului. Și, să construim o școală în prelungirea sălii de sport și a terenului de sport. Acolo. Dar până atunci, acum, cred că vom mai trece încă... Dar vedeți, aici am trecut 2 ani și nu... Și tocmai în această...
în această idee, dacă cumva reușim să găsim o soluție, să găsim un teren unde să poată fi mutat ADP-ul, pentru că nu are rost să facem o investiție în afara orașului, sincer vă spun, atât timp cât avem sala de sport acolo. Că cele, corpul pentru clasa, clasele minare este în proprietatea noastră. Într-adevăr, cel mai eficient ar fi construirea în locul ADP-ului, în continuare și pe terenurile doamnei Macave, chiar să poată face un internat, să fie un centru zonal, un campus școlar. Un campus școlar se poate face, dar trebuie găsit în un teren unde trebuie unde să poată fi mutat ADP-ul. Se pare că acel litigiu că nu este finalizat. Deci, domnule, dacă noi acum avem această sumă disponibilă, ar trebui să profităm de situația care avem. Că noi suma aceasta nu o să mai avem de gravă și că aceea trebuie să ne gândim, să ne mișcăm foarte repede. Haideți cumva, facem o delegație, mergem doamna la această doamnă profesoară care sunt convins că simțămintele nedească nu și le-au uitat și până cele de urmă, dacă se face o ofertă serioasă și nu că vrem, că nu vrem, sunt convins că va ceda și din vorba de o școală se va putea ajunge la o înțelegere. Haideți să facem cumva, să mergem înainte, să ne blocăm de lucrul acesta. Cine dorește să facă poate din această comisie? Toamna și-l propun pentru că are experiență la liceul maghiar, sau... Acolo chiar nu avem. Eu știu că a lucrat la România, că acolo foarte des. Dar cine lucra de acolo? Domnul Domnul? Domnul Roman,